Ați pornit? Am pornit, bună ziua. Bună ziua! Vreau să vă zic că la noi în Burlacu, deci am câștigat un proiect, într-un proiect avem... Adică gunoi, deșeurile se depozitează în tomberoane, achităm pentru serviciile de evacuare a deșeurilor. Dar, cu părere de rău, se mai depozitează diferite deșeuri menajere în locuri dosite prin pădurici. Respectiv, ieri am suportat un șoc undeva în jurul orei două, dar eu pe la vreo trei am atras atenție un nor gros de fum negru, voci bărbătești, ceva îndemnuri, trosnet, când într-adevăr, dar mai la deal de strada noastră, undeva în jur la vreo 800 de metri, dar poate nu sunt 800 de metri, pădurici pe care am plantat-o noi cu copiii câțiva ani cu elevii liceului pe atunci. Vă zic că iarăși irresponsabilitatea. Ieri așa de ia un vântișor uscat și totul în jur este uscat. Deci au ars iarba din pădurici și uscăturile care erau. Da, deci cu primarul am luat legătura și dumnealui îmi spune că s-a depistat totuși că cineva o fi dat foc la deșeurile aruncate, depozitate după fundul grădinii Harmanului, cum spune noi, așa într-un loc dosit, în pădurice. El îmi spune că focul a luat undeva pe la jumătatea străzii, este strada Tineretului, adică, care este mai sus cu o stradă decât strada noastră. Deci grădinile lor, harmanile lor dau în păduricea sădită de către copiii noștri. Și vă spuneam, chiar prin spațiile, în ogrăzi, sterigii, pentru că șadia un bătișor, așa cum v-am spus. Dar după ce s-a, adică când nu, deja nu se mai fumul se retrase, am ieșit să mă duc să văd, într-adevăr, și ca să mă părea că acolo e dezastru mare și, într-adevăr, chiar dezastru am observat. Pompierii, când m-am ridicat eu pe cărărușa care te drădiși la Baima Clica, toți știu cărărușa asta, pe lângă Petru Dermenge. Pompierii s-auzeau acolo la drum lângă vie. Deci când m-am ridicat eu mai aproape de drumul, adică pe care se deplasează transportul, ei, cu zgomot, deci că au întors mașina și au plecat spre statul Taraclie de Salce, adică care se ies spre ieșiri de acolo. Dar eu am fost indignată de ce ei, adică cât eu m-am ridicat undeva vreo 15-20 de minute, nu am văzut, practic, eu și cățelușul am lăsat urmii pe cenușă. Deci ei nu s-au apropiat, eu am văzut, o să vă trimit dumneavoastră mici registrări video, cum pălălăiește o tulpină. Tulpini, buturugă, ardea coaja, dar din acea buturugă dăduse copaci, un puiet, un copăcel. Și cum ei au fost așa de indiferent? Din câte am vorbit cu pădurarul, ăsta pădurarul spune că a apelat la directorul SRL Teravitis și au înconjurat cu brazde ceilalți porțiuni, le-au înnoit, le-au împrospătat, ca să mă înțelegeți, cu brazi de pământ. Dacă apelau la dumnealui, eu cred că cu siguranță dumnealui trimitea o cisternă cu apă. Eu chiar am să vă trimit dumneavoastră cele mici segmente, 15-16, vă spun că dacă aveam eu internet, eu filmam de la fața locului. Operatoarea de la 112 indignată cam așa, deci e atât de grav să reîntoarcem înapoi comanda, aruncați țărână. Și într-adevăr am găsit o cutie de la paștet, că deja le recunosc, că eu nu le folosesc, lângă o tulpină acolo, era cu fundul în sus, am luat acea cutie de paștet și cu cutie și am cărat de-am astupat, unde am putut, am pus țărână. Dar peste coaja care ardea, cumva iarăși cu capacul de la cutie și am dezgolit coaja, și am dus-o la margine și am îngropat-o adică am pus țărână peste dânsa, că de acolo creșteau copaci din tulpina aceea care cineva a tăiat copacul, creșteau copaci. Vreau să zic că asta e irresponsabilitate, că având
posibilitatea să depozitezi deșeurile Toblerone ori le arunci, dar ce mai fac? Toblerone au, plătesc serviciile, dar mai cheamă câte cineva cu cotiga, cu măgarul și să-i transporteze ori scuticele, pampersele și alte chestii. Sau gunoaiele. Dacă eu acolo la drum, lângă vie, eu am văzut o grămadă de deșeuri din astea gunoi, din ocoale, el fumegăie. Și încă bine că se noapte s-a potolit fumul. Deci așa, oricum, stratul de oxigen, ori că să-i dai foc în sat, ori că să-l duci peste deal, cum la noi gunoiul, da, noi el transportează organizat și centralizat mașina, dar el se depozitează în Baima Clica pe un spațiu, fără ni-ngrădit, ni... parcă ni facem serviciile așa, nu știu cum. Și eu sunt rău la Consiliu. Deci eu fac la Brega asemenea reportaje, interviuri. Dar ce soluție aveți pentru reciclare, pentru utilizarea deșeurilor altfel, ecologic? Că incinerarea, arderea, chiar și a vegetației, nu doar a gunoiului, chiar și a frunzelor, îi interzis prin lege, din mai multe motive. Pentru că poluează, fumul ăsta e otrăvitor, pentru că arde vegetația și riscă să se răspândească și în pădure și în sat și să ardă flora, fauna, și pentru că e ilegal, e interzis prin codul contravențional. Poate că ar trebui și pedepse penale pentru așa ceva. Cu atât mai mult când arzi deșeuri, pentru că acolo sunt chestii de plastic, sunt chestii de cauciuc, ebonită, care emană o grămadă de gaz, de otrăvuri în aer. Și mor toate microorganismele, toate insectele, toate gâzele, toate păsările, animalele care locuiesc acolo. E un dezastru arderea de deșeuri și de vegetație. Sunt de acord. Deci a mai fost așa odată, deci porțiunea asta de pădurice a mai ars. Atunci nu eram acasă. Deci când am ajuns în sat, doar mi s-a spus că... Dar eu ieri am fost îngrozit, cum zici mă ta, pentru că pe moșuroi și ala, dacă cu ochii e vizibil, am văzut doar două furnici, n-am reușit să li s-o prind nici foto, nici video, dar un fel de... cum să zic, nu o midă, dar o pârlită, iată, v-am trimis acolo în video. Știți, așa, chiar că am rămas șocată. Nu știu, m-o zguduit tare. Și încă, la noi se mai face, mai dau foc, chiar că ziceți dumneavoastră, mai dau foc, dar nu pe vreme de asta cu vânt, care tu o scânteie, sau poate chiar cineva care, un cioban, putea să meargă și să arunce. Dar pădurarul îmi spune că focul s-a declanșat chiar de după harmanile străzii Tineretului, strada care dă spre pădurici, cam jumătatea străzii. Este ieri zi de sâmbătă, dar acolo am mai văzut depozitate frunze. Eu nu m-am dus mai departe prin pădurici, că aveam un încălțăminte nu chiar atât de... Și încă și cu piciorul eu am mai distrus de la micile tulpini care erau acolo. Bănuiesc că erau careva carcase cu un miros așa, știți, de așa rici, nu sunt așa de iuți ca să... Dar până lui e tare focul, chiar vineam, parcă mai întuneric, mai... Eu am să vă trimit dumneavoastră în câteva secvențe să le postați. Bine. Deci, până la urmă, pompierii au intervenit, primarul știe, posibil știe, polițistul posibil știe. Încearcă măcar să identifice vinovații și să-i amendeze conform legii? Posibil, cu ei nu am luat legătura, dar eu cred că cetățenii trebuie să fie mai responsabili. Și referitor la depozitarea deșeurilor, cumva să trebuiască noi, prin ședința, printr-o decizie a Consiliului, să măcar să fie îngrădit acel spațiu, că oricum n-ar depozita acolo gunoiul, el la fel se răspândește, da. Pungile acestea de plastic, e un dezastru acolo. N-am ajuns eu așa pe deal, că nu prea mă duc eu prin, mai mult prin instanță pe deal, nu prea îmblu. Dar vă zic, toți care spun, și dezastru acolo. Mulțumesc, doamnă, pentru mărturie. O să
publicăm video-ul ăsta, inclusiv cu videourile de la fața locului. Sperăm că oamenii văd, înțeleg și o să evite pe viitor să mai dea foc la mirește, la frunze, dar mai ales la gunoaie. Pentru că focul nesupravegheat poate să omoare nu doar gâzele, omizele celea, iepurii, potârnichele de pe deal, dar poate să dea foc la sat, poate să ardă pădurea și fumul acela îi total toxic, nesănătos. Se duce și peste voi cei din sat, vine și peste noi cei din oraș, se duce și peste hotare. Asta duce la poluare. Nu mai dați foc. Încercați să găsiți soluții pentru gestionarea deșeurilor. Cele care pot fi reciclate, reciclați-le. Cele care nu pot fi reciclate, de regulă, pot fi puse la putrezit și se transformă în îngrășăminte de care are nevoie solul nostru, chiar dacă ne lăudăm că avem cel mai gras sol, cernoziomul. Dar iată, în sud, încolo, și în sudul României, și în sudul Republicii Moldova, e un proces amplu de deșertificare. Se transformă în nisipuri, în pustiu se transformă, pentru că așa ardem vegetația, pentru că tăiem copacii și vânturile aduc nisipuri din Sahara, din alte pustiuri și ne transformăm și noi în zonă aridă. Mulțumesc foarte mult pentru grija pentru mediu și mulțumesc pentru relatare. Haideți pe viitor împreună să facem lucruri mai sănătoase. Să sperăm.